Băieți și fete, astăzi vă voi arăta ce se află în baza secretă a lui Max Infinite. Frați și surori, astăzi vom face un episod foarte, foarte special de Minecraft, deoarece urmează să intrăm în baza secretă a lui Max Infinite și a lui pisica meu meu din Minecraft. Ați auzit foarte bine, fraților. Ei bine, în momentul de față mă aflu pe o hartă pe care am primit-o de la un abonat și mi se pare deja o hartă super, super interesantă. Poate vă întrebați de ce? Ei bine, fraților, după cum puteți vedea, Insta cum am intrat pe hartă, adică nu m-am dus eu aici intenționat sau ceva de genul, aici m-am spawnat în această casă. Și dacă stăm să ne uităm cine la intrare, hopa, chiar pisica meau, fraților, urmează să mergem să discutăm cu ea, să vedem care-i treaba. Însă avem aici un chest, boys. Hopa, vedem, deci asta este un chest normal dintr-un village, nu este absolut nimic special. Însă vreau să iau toate itemele, că nu știu, poate o să-mi ajută, poate o să mă ajute la ceva sau ceva de genul. Însă hai să vedem, boys, care-i treaba cu baza secretă a lui Max Infinite. Let's go. Pe pisica mea mea. Salut, băi pisica. Hai să vedem să ieșim din casă. Bună, îmi pare rău dacă te-am deranjat, doar că nu știu ce să mai fac cu Max Infinite. Ceva super ciudat se întâmplă cu el de câteva zile și a turbat pur și simplu. Pe oricine vede își bate joc de el sau nici măcar nu-l salută. Gesturile lui sunt foarte ciudate și Max până acum nu le făcea. Hopa, poate a intrat un demon în el. Nu știu, parcă a intrat un demon în el. Ok, boys, mă jur că nu am citit înainte. Mă jur că efectiv nu am citit înainte, ci că nu știu, parcă a intrat un demon în el. Așa am zis și eu, eu am zis așa din, că așa vine vorba, știi, când un om își schimbă comportamentul așa de rapid, zici că a intrat un demon în el. Lumea vorbește prin sat că lucruri de genul s-au mai întâmplat și nu e de exclus această posibilitate. Hopa, a intrat un demon, gen, pe bune, în Max Infinite. Păi trebuie să-l salvăm în cazul ăsta. Cineva care știe mai multe despre acest subiect este înțeleptul satului, dar vezi despre ce lucruri vorbești de față cu el. Este destul de ciudat și nu se știe când te poate goni imediat de lângă el. Caută-l prin sat și o să-l găsești cu siguranță. Boys, deci stați că videoclipul ăsta din ce se află în baza secretă a lui Max Infinite s-a transformat în salvați-l pe Max Infinite, pentru că chică a intrat un demon în el. Însă, fraților, eu sunt aici să-l ajut, așa că hai să vedem care e treaba. Trebuie să mergem să-l căutăm pe înțeleptul satului. Ok, văd acolo două nume în față. Hai să vedem cine se află pe partea asta a satului. Îl avem pe înțeleptul satului și pe I hate pink. Ok, hai să vedem care e treaba. Ia zi, bă, înțeleptule, care e treaba cu tine? O, ce bine îmi pare că văd pe cineva nou la noi în sat după atâta timp. Din păcate, știu despre ce subiect ai venit să vorbim, așa că o să spun direct. Hai să auzim. Nu știu sigur dacă e vorba de vreun demon care l-a posedat pe Max Infinite sau pur și simplu de la supra-solicitare și prea multă muncă stresantă a cedat psihic. Hopa, s-ar putea și chestia asta. Este ceva care se întâmplă foarte des în rândul oamenilor care muncesc prea mult. Se numește burnout, doar că dacă vrei cu adevărat să afli, du-te la I hate pink și spune-i să te îndrume la baza secretă a lui Max. Sper că am fost de ajutor. Deci, boys, trebuie să mă duc la I hate pink și să-l rog să mă ducă la baza secretă a lui Max Infinite. Ok. Salut, bă, Pink, mă poți ajuta și pe mine cu drumul către baza secretă a lui Max Infinite? Am auzit că se întâmplă chestii foarte ciudate cu el și spun cât de sincer pot că eu am venit acolo ca să îl ajut, nimic altceva. Salut, știu că ai venit la mine să spun unde este baza secretă a lui Max, dar în primul rând vreau să spun că eu, în mod normal, nu aș fi făcut asta, pentru că în acea bază eu și Max obișnuiam să ne jucăm foarte mult când eram tineri, doar că acum nu am ce să fac și trebuie să-i dau locația. Dacă o să mergi tot la stânga, o să vezi acolo o groapă cu un semn pe care scrie bază secretă Max Infinite și în cestul de lângă mine ai niște unelte care cel mai probabil îți vor fi foarte folositoare. Hopa, deci dacă o luăm la stânga, deja se și apănește, deci avem aici, mamă, ce unelte mi-a lăsat, I hate pink, ok. Dacă o să mergem aici, boys, o să găsim baza secretă a lui Max Infinite. Hai să vedem care e treaba până la urmă. Hai, deci ok, 3, 2, 1 și... Hopa, tocmai ce am sărit în baza secretă a lui Max Infinite și uitați-vă ce ușă are. Mamă, n-am mai văzut ușa asta până acum, hai să vedem. O carte de la Max Infinite, puștule. Bine ai venit, puștului, că știam că o să vii să mă cauți, dar nu aș fi crezut că atâta de rapid. Ei bine, trebuie să știi de pe acum că cel mai probabil ai aflat că nu sunt în cele mai bune toane. Boys, acum probabil în toate cărțile pe care o să le găsim în baza asta, Max Infinite o să fie foarte, foarte așa agresiv. Însă el e posedat de un demon, așa că trebuie să-l înțelegem și să-l salvăm. Așa că mai bine te întorci și pleci, că dacă nu am niște gardieni care cu cea mai mare plăcere
plăcere, te vor sfâșia de viu. Acum tu ți-alegi soarta, cât de mai nu vei ajunge la sfârșit. Dar dacă ești chiar atât de curajos pe cât se aude, ce te poate opri pe tine până la urmă, nu? Ha, ha, ha. Deci Maxi fiind face mișto de mine, boys, însă nu o să ne supărăm pe el, pentru că nu uitați, e posedat de un demon și trebuie să-l ajutăm. Holul bazii secrete, hai să mergem aici. Ok, e destul de ciudată. Hai să vedem care e treaba, boys, să vedem ce avem aici ca să investigăm totodată să-l găsim pe el. Avem camera youtuberilor. Hopa, ok, asta este o cameră a youtuberilor. Bun, aici cred că sunt youtuberii care l-au supărat. În această cameră sunt toți youtuberii care la un moment dat Maxi fiind mai trece prea multul de genul, au încercat să vadă ce are și să intre în baza lui fără ca nici măcar să se gândească că aici îți vor găsi sfârșitul. Trebuie să fii foarte atent la tot ce faci, pentru că nu cred că vrei să fii unul dintre ei. Mamă, boys, hopa. Deci mai mulți youtuberi au încercat să intre aici, nu sunt primul. Ok, avem aici ritualul infinit de la Maxi Infinit. Ok, asta mi se pare interesant. Hai să citim ritualul. Aici cine Maxi Infinit ritualul în fiecare sâmbătă între orele 20 și 24.00, de la ora 8 la 12, 4 ore, adică pe timpul nopții, și tot ce face în acest timp este să spună infinit în continuu până se termină timpul. El spune că dacă faci asta cel puțin o dată pe săptămână, universul îți va da înapoi infinit din tot, bani, mâncare, mașini și etc. Hopa. Ok, băi, asta mi se pare iară destul de ciudat, destul de ciudată, să nu o să mă sperii. Avem camera gardienilor, unde sunt niște frere de ăștia pe care trebuie să îi punem aici să-i batem, că dacă nu o să-i batem, o să ne întâlnim cu ei pe parcursul... Da, să spui așa, pe parcursul drumului pe care o să mai avem în baza asta și nu vrem așa să ne surprindă, așa că mai bine îi batem aici. M-am murit odată toți. Ok, boys, mi-a dat și un Wither Skeleton, asta e, dacă bag un Golden Apple, pot să-l bag. Ok, boys, ok, hai că... îmi dă viață. Și mai avem încă două camere. Ok, mai avem camera. Camera pâinea. Cine băi camera asta? Ok, o cameră cu pâine. Destul de ciudat. Hai să vedem ce scrie aici. Pâine. Asta e foarte ciudat. Camera pâinii este foarte specială pentru Maxi Infinit și dacă te întreb de ce, ei bine, de fiecare dată când cineva îl înjură sau îl bajocorește pe internet, el îi aduce aici și îi ascunde într-o cameră care îi lasă să mănânce pâine până mor din cauza sănătății, pentru că unii au stat aici chiar și 2 ani și au mâncat doar pâine. Ok, asta e foarte ciudat, boys. Ok, foarte ciudat, am vrut să văd dacă filmez. Hai să mergem mai departe, pentru că mai avem o cameră și după mai avem o cameră asta unde nu scrie niciun sign. Avem camera de aur, hopa. Aici cred că își depozitează Maxi Infinit tot aurul din toți banii de pe YouTube. În această cameră este depozitat aurul pe care Maxi Infinit alături de echipa lui îl fură, hopa, îl fură fiecare săptămână, adică nu îl ia de pe YouTube. Pentru că odată la 7 zile iau aurul pe care l-au strâns în cameră și merg cu el să-l vând, adică tot aurul pe care îl vezi în față este în fața ochilor, este strâns în ultimele 4 zile. Mamă, păi băi, având în vedere că Maxi Infinit o să te salvezi și o să te scot așa din faptul că ești posedat de un demon, o să te scot din situația aia, o să fiu plătit cu acest aur, practic, așa că așteptați puțin, băieți, așteptați puțin că trebuie să-mi iau plata 2 secunde, ok, gata, hai să mergem mai departe, practic. Ce avem aici? Opa, o cameră de pânză. Asta, camera asta de pânză mi se pare foarte ciudate, pentru că în general sunt foarte... Da, sunt foarte vechi, știi ce zic? Hai să mergem tot în față, let's go. Aud lavă, aud foarte multă lavă, nu știu despre ce e vorba. Hai să vedem, mergem aici, bang, bang. Ok, și am ajuns la un parcur. Ok, parcurul infinit. Hop, asta chiar mi-a stârnit curiozitatea. Parcurul infinit a fost făcut chiar de Maxi Infinit cu mânuțele lui și a încercat să-l facă foarte greu pentru toți cei care ajung până aici. Și după cum vezi, câte cadavre sunt în lavă, e posibil să fi reușit să fie greu. Până acum am putut de trece de acest parcur doar două persoane, deci doar două persoane au trecut și eu o să fiu ghiciți a câta, boys, a treia. Ok, hai să vedem. O să încerc să mă concentrez cât mai mult. Mamă, sper să nu pic sau ceva de genul. Hopa, hopa, hopa. Am devenit foarte experimentat la parcur, având în vedere că am intrat în zeci de baze secrete. Așa că sunt super experimentat pe domeniul ăsta. Și ultimul jump. Holy shit, boys, am reușit să terminăm tot parcurul. Și acum am ajuns la nu sparge aurul greșit. Mamă, deci challenge-ul ăsta cu nu sparge chestia greșită e efectiv cel mai greu challenge pentru mine. Îmi dă pickaxe-ul ăsta de iron.
și o carte cu aurul greșit. Hai să vedem. Challenge-ul de aurul greșit este un challenge care îți va da, nu este un challenge care îți va da foarte mare bătăi de cap, doar că nu este niciunul foarte ușor. Așa că nu te culca pe ureche. Încesta e un pichex de iron cu care vei sparge aurul, că dacă nu vei sparge aurul corect, vei da de bedrock pe care nu le vei putea sparge. Hai să vedem, băi, challenge-ul nostru preferat. Stânga, dreapta sau mijloc? Mijloc. Ah, stânga. Băi, frate meu, băi, dar de ce de fiecare dată dreapta? Ok, hai să vedem. Acum, mijloc. Turbez, stânga iară. Care iară stânga. Acum, dreapta iară. Nu, mijloc, era mijloc. Ok. Acum, stânga iară. Mamă, dreapta. Nu, mijloc, iară, mamă, turbez. Băi, ok. Stânga. Nice. Dreapta. Nice. Iară stânga. Na, mijloc era. Era mijloc, păi era mijloc. Iar în mijloc. Let's go, let's go. Dreapta. No, stânga. No, iar în mijloc, boys, 3 de mijloc. Dreapta. Mă turbez, dacă iar în mijloc, deci nu vine să cred, boys. Băi, efectiv, efectiv, uitați-vă, a fost una, două, trei, patru mijlocuri. Băi, vă vine să credeți? Și am ajuns la survivalul infinit. Hopa! Boys, avem un as în mânecă. Știi despre ce e vorba? Fiți atenți că o să trișăm la chestia asta. Sper ca Maxi Infinit să nu se supere. Survivalul infinit este un mini survival ca toate celelalte. Chiar nu este nimic special la el. Va trebui să te folosești de blocurile de la fiecare nivel pentru a ajunge la următorul. Bla, bla, bla. Însă... boys, noi avem un pickex de iron, astfel o să putem să trecem direct la ultimul nivel, adică să mergem, ok, nu chiar la ultimul, la penultimul, să luăm diamantele, să ne facem un pickex de... ok, trebuie să ne facem și un crafting table. În două secunde, bang, bang, așa, avem și gold, efectiv, avem toate minerurile posibile. Așa, ne facem și niște bețe. Și acum mergem, boys, și luăm direct, luăm diamondul ăsta, să ne facem un pickex de diamond și să trecem mai departe. Trebuie să spargem obsidianul ăsta, bang, 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 ok. Hai, mă, punem așa și așa, hai să vedem. Let's go, să deschidem, să vedem care e treaba cu diamond pickex-ul ăsta, let's go, hai să vedem. Dă-i, dă-i aici, să se spargă. Bun. Hai să spargem și chestia asta. Ok, hai sparge-te, bun, boys. Unde am ajuns? Hopa, ce e asta? Bun, este un challenge ăsta al apei, unde sunt gardieni în apă. Păi ăștia n-am reușit să-i omor, dar nu erau în camera gardienilor, adică... deci, practic, nu știu unde erau. Deci, dacă știam unde erau, eu omoram, dar așa, având în vedere că nu știu unde erau, nu am putut să-i dovedesc, știi ce zic? Hai să spargem asta... bang, punem așa. Și unde am ajuns? Am ajuns la un lemnul. Ce-i ăsta lemnul? Labirintul lemnului a fost făcut de cei mai buni pădurari care există pe planetă, pe planeta Pământ, și s-a muncit la el mai mult de jumătate de an. Oamenii care au încercat să-l treacă, toți, dar absolut toți, au murit încercând. Fii foarte atent pentru că te bagă în eroare foarte rapid. Mamă, deci mulți oameni au murit la acest labirint. În fine, hai să vedem, boys. Eu cred că eu o să fac bine. Stânga sau dreapta? Stânga, hai. Ok, mergi direct pe stânga. Da, n-a mers bine. Hai să mergem pe dreapta în cazul ăsta. Opa. Ok, hai. Let's go, mergem pe dreapta. Mergem pe dreapta, aici o luăm pe stânga. Hopa, hopa, hopa! Ok, ok, ok. Credeam că pe bune am luat decizia corectă. Hai să mergem. Hopa, let's go, boys! Am ajuns la final! Ok, și avem aici un mesaj de la Maxi Infinit. Ha, 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 ia ce mesajul ăsta? Copilule, tu chiar ai reușit să ajungi aici și chiar ai crezut că îți voi oferi o șansă să ne duelăm, dar ce să vezi, nu ai șanse la așa ceva. Te voi lua prin surprindere, nici nu te vei aștepta. Continuă-ți căutarea, copilule. Da, deci, frați și surori, am fost în toată baza secretă lui Maxi Infinit, însă, după cum puteți vedea, el a reușit să fugă. Deci, practic, misiunea noastră de a-l salva pe Maxi Infinit, adică, băi, am explorat baza lui secretă, însă misiunea noastră de a-l vindeca nu a mers bine. În continuare este posedat de un demon, însă poate o să ne întâlnim în următoarele episoade și o să reușesc să-l vindec. V-am pupat pe toți, boys, și vă urez o zi minunată. Pa, pa!